Sper să mai bine. Chiar sunt încrezătoare că o să fie mai bine. Aveți încredere în generația asta, nu? Da, da, am încredere. Am încredere în ei. Sunt mai ambițioși ca noi. Noi, de vârsta noastră, am fost un pic mai delăsători așa, dar ei văd că sunt foarte ambițioși. Da. Sunt mai adaptați la rigurile astea? Da, au fost plecați pe afară și acolo au văzut mai multe și deja au prins câte ceva de acolo și automat sper să facă și ei ce au văzut pe acolo, pe unde au fost. Eu zic că va fi mai bine. Mai bine? Mai bine. Aveți încredere în generațiile astea mai tânere? Da. Da. Sperăm să mai schimbi ceva în bine. Nu știu ce să mai cred. Oricum tot sperăm, nu? Da, e de crezut mai întâi până la speranță. Știu, dar după rău trebuie să vină și bine. Întotdeauna a fost așa. Mai bine n-aș vedea de ce să fie, doar să fie tot la fel, că ce a fost bine până acum a dus tot. Poate generația asta tânără? E generația tânără, dacă ar fi să fie generația tânără, da. Dar să intre generația tânără, să intre pe interes, să intre să găsească locuri de muncă capabile unde trebuie să-i schimbi pe cei care au distrus o țară întreagă și cu asta basta. Dacă mergem în condițiile astea, o să fie tot ce a fost și până acum. N-aveți încredere în generația asta nouă care vine în copiii ăștia tineri? Nu. La fel va fi, pentru că sunt aceiași hoți. Aceeași mafie. De ani poate vine generația asta. Păi ce mai ne interesează dacă noi nu mai suntem și nu beneficiem? Păi ce viitor să aibă copiii dacă probabil promovează bacul nici jumătate? Deci e tot o vrajă. Deci în 25 de ani, nu, dar nu ne ajung 25 de ani ca și ai noștri copii să nu plece în țări străine. Pentru că ce se întâmplă? Străinul se folosește de inteligența românească, nu că sunt român și sunt mândru, că s-au văzut la Olimpiade, la chestii trei, ia frumos acolo, uite de România, generațiile născute acolo nu mai au niciun clin, nici ce mănâncă cu România. Că or să plece vârfurile din România și o să rămână... Păi da, până acum au plecat. Da. Toți au plecat. Deci vârfurile sunt dracolate, deci au tot interesul. Păi și eu, dacă aș fi mai tânăr și m-ar lua dracola o multinacională, viața e scurtă. De ce să nu trăiesc bine când mă chinui în România? Spuneți că peste 25 de ani, la fel ca acum. Poate mai rău. Pentru că vom îmbătrâni toți, vom fi o populație și o țară numai de pensionare. Deci peste 25 de ani... Deci nu, noi nu vedem țara asta bine. N-aveți încredere în generația tânără? Nu. Deci în voturile care o să fie acum, nimic. Ba, să zice că generația tânără ar putea schimba ceva. Da, ar putea, dar sunt pionii celor care sunt în conducere. Dumneavoastră ce părere aveți? Tot la fel și eu zic. Adică nu vedeți nimic? Ba da, dar să dispară vechiul sistem, toți ăștia care au fost vechi în conducerea țării. Ăștia tinerii, dacă ia pe lângă ei, oare nu le dă și lor un... Același sfat. Practic totul se leagă de generația asta nouă. Pot ăștia copiii să schimbe ceva? Ei ar putea, dar ar trebui ajutați ca să poată să facă așa ceva. Atâta timp cât nu sunt ajutați, nu prea văd un viitor mai bun. Deci ne trebuie un impuls de la cei care conduc. Automat. Trebuie să credem, că dacă nu credem și... Normal că nu... Se spune că nu prea mai avem valori la nivelul avem, cum generații. Să nu avem, avem valori. Imposibil să nu fie. Întotdeauna se naște. Și tineretul acum sunt mult mai deștepți față de ce era odată, deci... Categoric o să fie mai bine. Eu sper la mai bine și... Așa bănuiesc. Tot sperăm la mai bine. Da. E capabilă noua generație, copiii ăștia, să schimbe ceva, să ducă România pe un făgaș corect? Depinde întru totul de ce alegem. Depinde de cum formăm generația. Pentru că, într-adevăr, e luată un pic pe picior greșit democrația și... Nu cred că șanse de reabilitare numai să ne educăm unii pe alții.